economice. Noi suntem în ultima stadie de pregătire a unui mare proiect cu Banca Mondială de restructurare și proiectul de lege este deja elaborat de restructurare totală a serviciului fiscal de stat. Acest proiect de lege este deja în instituțiile guvernului și în prima jumătate a lunii noiembrie ar trebui să fie aprobat și transmis către Parlament, care prevede o restructurare masivă, serioasă, adâncă a serviciului fiscal de stat, cu crearea serviciilor specializate pe domenii, de ramuri de control, cu direcționarea surselor în cele mai sensibile elemente de control și multe alte elemente care trebuie să le execute, dar nu le execută la moment. Cu investiții de peste 15 milioane de dolari, noi planificăm un nou sistem IT a serviciilor fiscal de stat, care ne va permite oricărui agent economic și cetățean să aibă acces liber la datele lui fiscale și de a efectua plățile simplu, ușor și la timp.